De la 1 iulie, serviciul de asistență socială persoane vârstnice Novaci a fost externalizat de autoritățile locale. Două societăți au arătat interesul pentru cămin, într-un final rămânând ONG-ul din București, care are experiență în acest domeniu. Am avut o hotărâre de Consiliul Local de externalizare acestui cămin de bătrâni. În final, nu mai întrebam aminte că probabil le știți sau telespectatorii le știu, a fost preluat de un ONG din București, care are la momentul actual încă două asemenea cămine, unul la Mogoșoaia și unul la Breaza. Eu am fost înainte de, am vizitat unul dintre ele. Mă rog, a fost preluat, la momentul actual, chiar astăzi am trecut pe acolo, se lucrează, bătrânii care rămăseseră au fost preluați și duși la cele două cămine, locuiesc acolo, din discuțiile cu aparținătorii se simt foarte bine acolo, dar, bineînțeles, cu siguranță va fi mai bine când sunt aproape de casă. Primarul orașului Novaci, Dumitru Leuștean, spune că bătrânilor le vor fi oferite condiții mult mai bune. Autoritățile locale îi vor sprijini cu alimentarea la centrala termică și la sistemul de alimentare cu apă. Lucrurile vor mai dura circa, zic eu, după evaluarea care am făcut-o astăzi, undeva maxim 10-15 zile, în care se va relua activitatea la acest cămin. Este igienizat, este curat, este modernizat. Acum urmează să luăm toate, să-i sprijin și eu, bineînțeles, pe respectivii să-și ia toate avizele, în așa fel încât să funcționeze normal și fără niciun fel de probleme. Ați văzut proiectul cum va arăta? Camere moderne, sale de tratament? Există, da. Sigur. Sunt niște standarde care nu le putem ocoli. Ele au fost toate modernizate acum. Am zis, acum se lucrează mult la instalația de încălzire. Mă refer la centralele termice care sunt acolo.